Constantin Brâncoveanu sau Sfântul Martir Brâncoveanu, așa cum este numit de către Biserica Ortodoxă Română, a fost domn al țării românești între anii 1688-1714. Este una dintre cele mai importante figuri istorice, naționale, unul dintre cei mai interesanți voievozi a istoriei noastre. Constantin Brâncoveanu a rămas în istoria românilor ca domnitorul care a avut cea mai lungă domnie în țara românească. El a domnit timp de 26 de ani. În timpul domniei sale, țara românească a cunoscut o lungă perioadă de pace, de înflorire culturală și dezvoltare a vieții spirituale. Pe 15 august 1714, Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și cu sfetnicul său, ginerele Ianache Văcărescu, au fost martirizați de către turci la Constantinopol, actualul Istanbul. Ca urmare a acestui lucru, Biserica Ortodoxă Română i-a numit Sfinții Martiri Brâncoveni și a hotărât să-i prăznuiască în fiecare an pe data de 16 august. Este alături de Neagoie Basarab și Ștefan cel Mare, unul dintre domnitorii canonizați de Biserica Ortodoxă Română. Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654 la Brâncoveni, actual sat și comună din județul Olt, și a fost fiul postelnicului Papa Brâncoveanu și al Stancăi, sora domnitorului Șerban Cantacuzino. Stanca și Papa Brâncoveanu au avut trei băieți, pe Constantin, Matei și Barbu. Din partea tatălui, Constantin îl avea ca unchi pe vornicul Preda, din Brâncoveni, iar din partea mamei, pe Constantin Cantacuzino, un reprezentant al umanismului și unul dintre cei mai influenți boieri din țara românească. Neamul din care face parte, mulți boieri craioveni, Basarabii Craiovești, a dat numai puțin de patru domnitori și aici amintim de Neagoie Basarab și Matei Basarab. Și soția sa făcea parte tot din familie domnească. Mama lui Constantin Brâncoveanu provenea dintr-o familie numeroasă și înstărită cu șase frați care aveau să devină mari dregători în țara românească. Lucru rar la acea vreme. Printre frați îi menționăm pe Șerban Cantacuzino, viitor domn, Constantin Cantacuzino, stolnic, și Mihai Cantacuzino, spătar. Tatălui Constantin Brâncoveanu a fost ucis în timpul răscoalei seimenilor și a dorobanților împotriva domnului Constantin Șerban. A fost omorât la baza dealului Mitropoliei, în locul unde nepotul său, Constantin II Brâncoveanu, avea să ridice în 1712 o cruce de piatră peste vechea cruce de lemn ridicată de Preda. Preda Brâncoveanu a fost sugrumat în 1658 din ordinul lui Mihnea al III-lea. Constantin a fost salvat de slugi care l-au numit copil de țigan. Conform spuselor lui Nicolae Iorga, rămânând orfan de tată la vârsta de doar un an, Constantin Brâncoveanu a fost crescut de mama sa, de bunica din partea tatălui, Păuna Greceanu, și de unchiul său, stolnic, Constantin Cantacuzino, un om de cultură, un reprezentant de seamă al culturii umaniste în spațiul românesc, care i-a oferit o educație mult peste limita perioadei, învățându-l greaca, latina și slavona, un om pe care ajunge să-l iubească ca pe un tată. În 1674 a murit și fratele său Barbu și astfel Constantin a rămas singurul moștenitor de drept al averii familiei Brâncovenilor. A murit fratele Barbu pe când se afla la Constantinopol. A fost adus în țară și îngropat la mănăstirea Brâncoveni, iar Constantin și mama sa au donat mănăstirii cu această ocazie satul Obârșia. Astfel, Constantin Brâncoveanu a devenit unicul moștenitor al unei averi considerabile, pentru că și Matei murise, celălalt frate. De-a lungul vieții sale, Constantin Brâncoveanu a deținut mai multe funcții de seamă ale țării: aga, postelnic, spătar și logofăt. De asemenea, domnul a avut o activitate diplomatică intensă. În anul 1695 primește titlul de principe al Imperiului Habsburgic, iar mai apoi turcii îi recunosc domnia pe viață.
În 1695, Leopold I a acordat titlul de prinț al Sfântului Imperiu Romano-Germanic lui Constantin Brâncoveanu, titlu care implica și dreptul de batere de monede, și a cumpărat bunăvoința turcilor, plătind regulat dările și vărsând sume uriașe sultanului și funcționarilor de la Constantinopol. În 1674, Brâncoveanu a fost trimis de către domnul Gheorghe Duca la Brașov într-o delegație pentru a-i convinge pe boierii refugiați să se întoarcă acasă. El a fost însoțit de mama și bunica sa maternă, Ilina. După lungi negocieri, misiunea s-a dovedit un succes și a reușit să se întoarcă cu refugiații la scurt timp după ce s-a întors. Constantin s-a căsătorit cu Marica, fiica lui Neagoe din Popești, nepoata lui Antonie Vodă din Popești, care făcea parte tot dintr-o familie înstărită. La vârsta de 20 de ani, în anul 1674, se căsătorise cu Marica. Constantin și doamna Marica au avut 11 copii, 4 fii, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și 7 fiice, Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, Bălașa și Smaranda. Mare boier, nepot al domnului Șerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, a moștenit și a sporit o avere considerabilă, care consta din proprietăți imobile, bunuri mobile și din suma de bani depusă în bănci din străinătate. A sprijinit toate demersurile culturale inițiate de către soțul ei, tipărirea de cărți în limbile română, greacă, slavă și chiar arabă, turcă sau georgiană, crearea unui stil arhitectural caracteristic epocii, care va purta numele domnitorului ctitor, dezvoltarea artelor decorative, ctitorirea de biserici și mănăstiri în București, Târgoviște, la Hurezi, Mogoșoaia, la Potlogi, Govora, Filipeștii de Pădure, Măgureni sau Râmnicu Sărat. Marica Brâncoveanu a fost un bun administrator al fabuloasei averi a brâncovenilor, ea a organizat activitatea pe moșiile familiei și controla marile sume de bani depuse în băncile din Viena, Veneția sau Amsterdam. Familia a dus o viață luxoasă, iar mulți istorici sunt de părere că Brâncoveanu a fost cel mai bogat domn care a domnit în țara românească. Însă această bogăție nu i-a adus prea mult noroc, a stârnit invidia boierilor, care au început să uneltească împotriva sa și, dorind să scape de el, se plângeau mereu turcilor, de altfel turci, care doreau să pună mână pe averea brâncovenilor. Brâncoveanu a fost întâmplător inclus în succesiune pentru că boierii cantacuzini erau nemulțumiți de politica pe care Șerban Cantacuzino a început să o facă după ce turcii au pierdut asediul de la Viena. Brâncoveanu nu dorea să fie domn, îi era bine așa, putea ajuta țara. Politica era o sarcină grea, dar a acceptat pentru că era o obligație, o datorie față de familie. Era exponentul unei boierimi, Brâncoveanu avea o abilitate foarte mare, într-un simplu dineu, scăpând de toți adversarii, mai ales că la tron, după succesiune, urma băiatului Șerban, Iordache Cantacuzino. După ce Șerban Cantacuzino a ocupat tronul țării românești în ianuarie 1679, Brâncoveanu a fost numit ispravnic al scaunului București și postelnic. Pe 8 octombrie 1688, domnul Șerban Cantacuzino a murit, iar în locul lui, pe tronul țării românești, a urcat Constantin Brâncoveanu. Cronicarii Del Chiaro, Dimitrie Cantemir și Radu Popescu au scris că noul domnitor a complotat la uciderea lui Șerban Cantacuzino. Acest lucru a fost respins de către Iorga, care a spus că Brâncoveanu nu a avut niciun interes să-l omoare. Și Constantin Giurescu consideră puțin probabil ca Brâncoveanu să fi participat la o astfel de intrigă, precizând că este greu de stabilit temeiul învinuirii. Ocuparea scaunului țării românești la 29 octombrie 1688 de către Constantin Brâncoveanu, în vârstă de 34 de ani, s-a datorat opțiunii unchilor săi, frații răposatului domn, stolnicul cărturar Constantin și marele spătar Mihai Cantacuzino. A fost încoronat în prezența patriarhului Dionisie al Ierusalimului, rudă a Cantacuzinilor, la 34 de ani, înainte ca trupul lui Șerban să fie adus și îngropat la mănăstirea Cotroceni. Paul din Alep menționa că Brâncoveanu era primul boier al țării datorită averii moștenite
de la strămoșii săi și că moșiile sale sunt imense, că deține multe herghelii, că are peste 200 de sate, peste 1500 de familii de țigani robi și că trimite la Constantinopol anual 1000 de capete de boi. Zilnic punea mese mari, la care erau invitați toți, multe rude și apropiați. Obișnuia să mănânce cu toată lumea și să poarte discuții. Primele sale misiuni diplomatice au fost în Ucraina, la Chichirin, la Kazaci în 1678, apoi peste Dunăre, în Bulgaria turcească, la Rusciuc, astăzi ruse, apoi în 1681 cunoaște pentru prima dată Constantinopolul, o experiență extraordinară unde va mai reveni de câteva ori. A fost și în Polonia. Toate aceste descoperiri au venit în urma unui tablou în Polonia în care pictorul reprezenta o scenă la curtea lui Ioan Sobieski. În 1884, Brâncoveanu ajunge la Iavorov, undeva în Polonia vestică, la nord de Bucovina noastră, unde a purtat propunerea lui Șerban Cantacuzino de a se alătura unei campanii a polonilor împotriva turcilor, dacă regele va putea să coboare spre sud cu o oaste eliberatoare, oaste oprită pe Nistru. Misiunea nu a avut consecințele așteptate. Țara românească începe să fie ispitită, să fie eliberată de turci, oferte care vin din toate părțile. Voievodul Brâncoveanu era conștient că toate aceste oferte ascundeau scopurile celor ce doreau să pună stăpânire pe țară. Vom vedea o demonstrație de iscusită strategie ca să tragă cele mai mari foroase din relațiile cu acești vecini puternici fără să rămână la cheremul lor. Bătălia de la Zărnești, care a avut loc pe 26 august 1690, ne este relatată astfel. În 1690, la 2 ani după venirea la domnie, pentru a elimina oastea Imperiului Habsburgic, care era la granițele țării românești, Brâncoveanu a pornit o ofensivă împotriva acestora, având ajutorul turcilor și al curuților. Brâncoveanu și oastea sa au ocolit drumul principal și au luat-o pe poteci pentru a lua prin surprindere armata formată din austrieci și secui. În urma bătăliei de la Zărnești din 26 august 1690, generalul Heisler a fost luat prizonier. Cele două oști au stat față în față până la 4 după amiaza. Aflăm dintr-o scrisoare trimisă de Constantin către mama sa. Bătălia nu a durat mult. Unii cronicari spun că jumătate de oră, iar alții spun că undeva la o oră. Există astăzi o cruce ridicată acolo de boieri în anul 1704 care amintește de aceste evenimente. În 1701, domnitorul și Cantacuzinii primesc din partea țarului Rusiei dreptul de azil politic în urma informațiilor prețioase furnizate de către aceștia imperiului. Istoriografia veche vehiculează un tratat de alianță ruso-muntean în anul 1709, care prevedea angajamentul lui Brâncoveanu de a sprijini cu o oaste de 20.000 de oameni proiectata expediție a Rusiei contra turcilor. Istoriografia recentă contestă această înțelegere secretă. Brâncoveanu era solicitat mereu să se alăture forțelor anti-otomane, dar refuza întotdeauna. După încheierea tratativelor de pace de la Karlovitz, în peninsula balcanică s-a restabilit un echilibru între austrieci și otomani. Pe plan intern, țara românească sub Constantin Brâncoveanu a cunoscut mai ales după încheierea păcii de la Karlovitz o perioadă marcată de avânt economic. Din punct de vedere fiscal, a avut de suferit în special populația rurală, ca urmare a cererilor Imperiului Otoman și mai târziu ale Imperiului Habsburgic. O mare parte a locuitorilor din satele aservite și-au pierdut pământul, reușind însă să-și păstreze libertatea. După această bătălie, Brâncoveanu a captat încrederea turcilor și domnia era destul de bine închegată. Până în anul 1709, Constantin Brâncoveanu a reușit să mențină o politică echilibrată între Imperiul Otoman, căruia era vasal, și Sfântul Imperiu Roman, Habsburgic, a cărui expansiune ajunsese până la hotarele țării românești. După cucerirea Transilvaniei, recunoscută de poarta otomană prin tratatul de pace de la Karlovitz din 1699, la începutul anului 1710, la scaunul Moldovei, a venit Nicolae Mavrocordat, un om de încredere al porții, care avea ca misiune supravegherea relațiilor dintre țara românească și Rusia.
Însă, la sfârșitul anului, Mavrocordat a fost înlocuit cu Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-turc, 1710-1711, a izbucnit din cauza înfrângerii Suediei de către Imperiul Rus, cunoscută și ca bătălia de la Poltava. Dimitrie Cantemir a semnat tratatul de la Lutsk cu Petru cel Mare, care atesta că Moldova se aliază cu Rusia împotriva Imperiului Otoman. Petru cel Mare și Dimitrie Cantemir au fost învinși la Stănilești, încheiindu-se astfel pacea de la Vadul Hușilor, care a însemnat revenirea la vasalitatea față de Imperiul Otoman și introducerea regimului fanariot în Moldova. Slujba mea este să îndur nevoile și să rabd năpăștile și chiar să-mi vărs sângele în numele lui Hristos și al Domnului nostru Dumnezeu pentru credință, îi scria domnitorul Constantin Brâncoveanul, țarului Petru cel Mare al Rusiei, știindu-și parcă dinainte tragicul sfârșit. Cronica Ghiculeștilor laudă înțelepciunea de care a dat dovadă domnul țării românești în vremea războiului ruso-turc. Constantin Brâncoveanu, cu toate că se sfătuise și el cu Moscalii și arătase înclinare către ei, totuși nu se dovedise atunci a fi răzvrătit, mulțumită chivernisirii bune pe care a făcut-o pentru împărăția turcească. Când spătarul Toma Cantacuzino, conducătorul armatei Valahie, care era vărul său, fiul spătarului Mihail Cantacuzino, a trecut de partea rușilor și împreună cu aceștia a reușit să cucerească cetatea Brăilei, totul s-a întâmplat fără știrea lui Constantin Brâncoveanu. Ajuns la Iași, Toma Cantacuzino a fost primit bine de țar, pe lângă care a urzit intrigi împotriva lui Brâncoveanu. Conform lui Del Chiaro, secretarului Constantin Brâncoveanu, domnul țării românești a izbucnit în plâns la aflarea veștii. Totuși, bătălia decisivă de la Stănilești a fost câștigată de turci. Brâncoveanu era compromis în ochii otomanilor prin acest act de trădare. La acest eveniment s-au adăugat și uneltirile unor boieri care l-au făcut pe domnul Brâncoveanu să cadă în disgrație. În perioada următoare, Brâncoveanu s-a concentrat să satisfacă cererile turcilor. Deși a depus plângeri pentru micșorarea lor, a confiscat averile lui Toma Cantacuzino și ale însoțitorilor săi pe motiv de hainie și a întreprins măsuri pentru a-și asigura un refugiu în Transilvania. Sultanul era informat permanent cu privire la situația țărilor creștine din jur, iar pentru a obține aceste informații, Brâncoveanu își crease o adevărată rețea de informatori și de spioni răspândiți în toate punctele fierbinți ale țării, dar și ale străinătății, prin Viena, Veneția și chiar Moscova. Cel mai bun spion al lui Brâncoveanu era Isaia, pe care austriecii l-au prins până la urmă. Pentru că era foarte darnic și generos cu toți, acest lucru i-a adus denumirea de Altan Beg, Principele Aurului. Ținând agenți și spioni în toată Europa, domnul Muntean era informat asupra știrilor de pe întreg continentul și informa simultan taberele rivale. Relațiile tensionate cu Moldova, cu Constantin Cantemir, tatălui Dimitrie Cantemir, cu care nu se înțelegea și amândoi își făceau rău la curtea otomană, a adus lui Brâncoveanu un mare plus. Aurul pe care Brâncoveanu îl avea îi conferea o domnie liniștită. Nici cu Dimitrie relațiile nu au fost foarte strânse. Brâncoveanu dorea un ginere de al său pe tronul Moldovei, pe Constantin Duca. Contemporanii moldoveni sunt în cor unanim adversarii lui Brâncoveanu, pentru că el a căutat să reducă Moldova la situația de subordonată, dar totodată a dorit un bloc moldo-muntean, pentru că el dorea controlul asupra celor două state. Rudele au fost cele ce l-au trădat pe Brâncoveanu, informându-l pe sultan de faptul că acestuia îi crește averea și că domnitorul ar putea mitui chiar oamenii de încredere de la poarta otomană. Din cele 282 de scrisori identificate până în prezent, trimise de Brâncoveanu diferiților destinatari, mai mult de jumătate, adică 170, au fost cu caracter politic și diplomatic. Această apreciabilă cifră îl arată ca pe unul din domnii cu activitatea cea mai dinamică pe plan extern, alăturându-l aici și pe Mihai Viteazul, de la care se cunosc 240 de astfel de misive. În 1688, ne spune Andrei Pipidi, voievodul Constantin Brâncoveanu purta titlul de conte al regatului Ungariei.
la care se adăuga, în 1695, titlul de prinț al Sfântului Imperiu Roman, două semne de deosebit respect și prietenie pe care le primea din partea Habsburgilor, ceea ce ne arată relațiile strânse cu nobilimea maghiară din Transilvania, unde el avea numeroase proprietăți. A restructurat economia țării, pornind o întreagă activitate prin impozite, un alt stil de investiții care a făcut în special ca marea boierime din țara românească să se înscrie în formele de economie vest-europene mercantile, el devenind un om foarte bogat și folosind instrumentele europene de depunere a banilor în bănci. Brâncoveanu a întreținut la curtea din București, devenit oraș, cel mai activ centru diplomatic, cu vederile ațintite îndeosebi spre Viena, Constantinopol, Moscova și Varșovia, o vastă rețea de agenți și emisari, recrutați în majoritate dintre cărturari, comercianți și clerici transilvăneni, sud-dunăreni sau levantini, și pe care i-a trimis în diferite misiuni din capitalele Europei. Constantin Brâncoveanu este considerat fondatorul Bucureștiului modern. În perioada în care a fost la domnie, el a investit foarte mult în modernizarea capitalei și transformarea acesteia într-un oraș european. Constantin Brâncoveanu a construit hanul Constantin Vodă și hanul mănăstirii Sfântul Gheorghe Nou. Printre alte hanuri construite de Brâncoveanu, menționăm hanul lui Zamfir și hanul Roșu. În 1679, în timpul domniei lui Brâncoveanu, s-a început ridicarea mănăstirii Cotroceni. Tot în timpul domniei s-a construit podul Mogoșoaia, actuala Calea Victoriei, care în scurtă vreme a devenit artera principală a orașului. Domnitorul a construit mănăstirea de la Sfântul Gheorghe Nou și a construit un palat în preajma curții domnești. De asemenea, Brâncoveanu a construit și podul târgului din afară, actuala Calea Moșilor, potrivit cărții Orașul București, reședință și capitala țării românești, scrisă de Dan Berindei. În perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, cultura românească a cunoscut o perioadă de înflorire, domnitorul fiind un fervent sprijinitor al culturii. În cei 26 de ani de domnie, Brâncoveanu s-a dovedit un gospodar desăvârșit și bun administrator al avuțiilor țării, instaurând o epocă de prosperitate și de pace. A înființat Academiile Domnești, care sunt primele instituții de studiu universitar superior de la noi, a adus învățători din Imperiul Otoman și de la Universitatea Greacă, dar și de la Padova, care era o capitală internațională. Aici a ajutat la dezvoltarea multor intelectuali din acea perioadă. Academia Domnească de la București a fost o școală superioară, având ca limbă de predare greaca veche, întemeiată la 1694 de către domnul Constantin Brâncoveanu, în clădirile de la mănăstirea Sfântul Sava. Învățământul filozofic se făcea după cursurile lui Teofilos Coridaleus, reorganizată în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti. Academia Domnească Grecească din București a devenit un important centru de cultură grecească. În procesul dezvoltării conștiinței și culturii naționale și odată cu începutul luptei pentru un învățământ cu limba de predare română, Academia din București s-a destrămat. În anul 1818 s-au deschis în clădirea ei prima instituție superioară de învățământ în limba română sub conducerea lui Gheorghe Lazar. Școala superioară, fondată de Șerban Cantacuzino, este mutată într-un local nou la mănăstirea Sfântul Sava. Alături de aceasta funcționează o serie de școli mai modeste, precum și cea de Slovenie de la Sfântul Gheorghe Vechi sau de la mănăstirea Colțea, înființată de Mihai Cantacuzino. A dezvoltat foarte mult cultura românească prin terminarea a ceea ce au început înaintașii săi. Un loc aparte în acțiunea externă a lui Constantin Brâncoveanu îl reprezintă politica sa religioasă. Domnul țării românești a întreținut strânse relații cu toate patriarhiile răsăritene, pe care le-a sprijinit masiv, material și financiar. Același sprijin l-a acordat Bisericii Ortodoxe din Transilvania, formată îndeoseb din români, supusă atât presiunilor protestante, calvine îndeoseb, cât și catolice. Deși a susținut financiar și material Biserica Ortodoxă din Transilvania, Constantin Brâncoveanu nu a putut împiedica unirea acesteia
cu Biserica Romei. A căutat mereu să împiedice mutarea ortodoxilor la catolicism, ajutând în Alba Iulia, Făgăraș și Brașov. A sprijinit foarte mult supraviețuirea Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu donații și încurajări. A folosit posibilitățile Bisericii Ortodoxe pentru tipar. A inaugurat un program de tipărituri. Cu ajutorul lui Antimi Vireanu a reușit să susțină și Biserica din Georgia. Marele teolog Antimi Vireanu, de origine georgiană, a fost adus la curte la scurt timp după ce Brâncoveanu a urcat pe scaunul domniei și a trăit în preajma domnitorului până în 1708, când a fost ales mitropolit al Ungrovlahiei. Prin cele 63 de tipărituri, lucrate de el însuși sau patronate de el în diferite limbi, este considerat, alături de diaconul Coresi, autorul primelor cărți în limba română, cel mai mare tipograf din cultura medievală românească. De numele lui Brâncoveanu se leagă în special tipărirea în 1688 a primei ediții a traducerii integrale în limba română a Bibliei. S-a numit Biblia de la București. Traducerea a început în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino, în jurul anului 1682, dar a fost tipărită în timpul domniei lui Brâncoveanu. La traducere au lucrat un grup de cărturari, între care și frații Șerban Greceanu și Radu Greceanu. Acesta avea să devină în 1693 cronicarul oficial al domniei lui Constantin Brâncoveanu, scrierea sa, cea mai cunoscută fiind intitulată Începătura istoriei vieții luminatului și preacreștinului domnului țării românești Ioan Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod. Cărțile nu erau vândute, ci împărțite gratuit de către domnie sau mitropolie și aveau ca scop susținerea cultului ortodox, iar tipărirea se făcea cu banii lui Vodă Brâncoveanu și a mitropolitului Antim. Dar poate cel mai important act de susținere a lumii ortodoxe a fost inițiativa lui Brâncoveanu de a fi tipărite cărți de slujbă și de învățătura credinței și în limbile greacă, arabă și georgiană. În urma sa au rămas multe ctitorii religioase cu un stil arhitectural ce-i poartă numele. În cei 26 de ani de domnie, Brâncoveanu s-a dovedit un gospodar desăvârșit și bun administrator al avuțiilor țării. El a avut o perioadă în care a construit foarte multe construcții religioase și laice, îmbinând armonios în arhitectură, pictura murală și sculptură tradiția autohtonă, stilul neobizantin și ideile novatoare ale renascentismului italian într-un nou stil caracteristic numit stilul brâncovenesc. Stilul neoromânesc în arhitectură, ce s-a manifestat în perioada modernă, între sfârșitul secolului XIX și instaurarea comunismului, este bazat pe o multitudine de surse din cadrul regiunilor românești, cea mai importantă reprezentare având o bisericile și palatele construite în țara românească în perioada centrată pe domnia voievodului Constantin Brâncoveanu. Fastul de la curtea lui Brâncoveanu l-a uimit și pe Ion Neculce, participând la București, la nunta Anei Balș, cu Constantin, Dinu Brâncoveanu, fiul mai mare al domnului. M-am tâmplat la acea nuntă, care nu era nuntă domnească, ce vom zice că era crăiască. Cuvântul crai la acea vreme era sinonim cu rege sau împărat, o însemnătate plină și foarte mare. La nunțile copiilor a făcut numeroase daruri, bijuterii, bogat împănate cu diamante, o imagine a unui lux ce era la curtea domnitorului. Mariajele dinastice erau la modă în Europa și aveau menirea să mărească averea. Domnitorul dorea înrudirea cu Moldova, după cum am observat, pentru a putea deține controlul și pentru o liniște, o pace în țară. Palatul Potlogi reprezintă reședința de vară a lui Constantin Brâncoveanu, palat ridicat de domnitor pentru fiul său cel mare, Constantin. Ansamblul palatului brâncovenesc din Potlogi a fost construit între anii 1683 și 1698, înaintea celui de la Mogoșoaia. Lucrările au fost finalizate în zi de sărbătoare. Tocmai de aceea, Biserica Sfântul Dumitru a fost ridicată lângă intrarea din curtea palatului. Complexul de la Podlogi cuprinde poarta de intrare, clădirile anexe, zidurile, turnul porții, locuințele slujitorilor curții, casa boierească, șopronul, cuhnia sau bucătăria, grădina și palatul brâncovenesc, dar a rămas
uitată, din păcate, până în zilele noastre. Totul era foarte bine organizat aici, un palat occidental, o grădină franțuzească, un loc nobiliar. Turcii au devastat totul după execuția domnitorului. În 1702 a făcut la Mogoșoaia un palat pentru cel de-al doilea fiu al său, Ștefan. Mogoșoaia era un simbol al epocii brâncovenești, aproape de București, o construcție emblematică și reprezentativă. Del Chiaro a sosit în 1710 în București, lângă domnitor, și își amintește în scrierile sale următoarele despre luxul și petrecerile de aici, inspirate din Occident. Doar curtea domnească putea folosi culoarea roșie la valtrafurile cailor, iar pietrele de pe cușma domnitorului erau foarte, foarte scumpe. Târgoviștea era locul lui de suflet, era foarte legat de această cetate de scaun. Aici petrecea verile și a fost ultimul domnitor care a făcut renovări aici. Constantin Brâncoveanu a fost unul dintre cei mai mari ctitori de biserici și mănăstiri din țările române. Încă înainte de a ajunge domnitor, el a ridicat două biserici, una la Potlogi, Dâmbovița, și alta la Mogoșoaia, lângă București. După ce s-a urcat pe tronul țării românești, Brâncoveanu a mai ctitorit în București încă trei biserici, pe locul unora mai vechi, Biserica Sfântul Ioan cel Mare sau grecesc, demolată în secolul trecut, Biserica Mănăstirii Sfântul Sava, demolată în secolul trecut de asemenea, și Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, existentă și azi în centrul capitalei, recent restaurată. În aceasta din urmă biserică au fost depuse și osemintele ctitorului. În anul 1720, aduse în ascuns de la Constantinopol de către soția sa, doamna Marica. A mai zidit o biserică în satul Doicești, Dâmbovița, în 1706. Împreună cu unchiul său, spătarul Mihai Cantacuzino, a ridicat mănăstirea din Râmnicu Sărat, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, închinată mănăstirii Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. În vara anului 1690, Constantin Brâncoveanu a pus piatra de temelie a celei mai de seamă din ctitoriile sale, Mănăstirea Horezu sau Hurezi, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, cea mai mare mănăstire și ansamblu ridicat de domnitor. Mănăstirea Hurezi este considerată, împreună cu schiturile sale, ca cel mai reprezentativ complex de arhitectură definitoriu pentru stilul brâncovenesc. Printre altele, biserici și mănăstiri ctitorite sau refăcute de binecredinciosul voievod trebuiesc amintite: Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Mănăstirea Surpatele, Mănăstirea Polovraci și Mănăstirea Turnul din Târgușorul Vechi, Prahova. La Constantinopol a zidit Biserica Sfântul Nicolae din cartierul Galata. La Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos a făcut un paraclis, o capelă, și o trapeză, o sală de mese. Iar la Ismail, pe malul stâng al Dunării, a ridicat o biserică cu hramul Sfântul Gheorghe. De mănăstirea de la Baia de Aramă, ctitoria domnitorului Constantin Brâncoveanu, se leagă mitul comorii brâncovenești, despre care se spune că ar fi fost ascunsă între zidurile Sfântului Locaș. În jurul mănăstirii cu hramul Sfinții Voievozi din Baia de Aramă s-a creat un adevărat mit, despre care se spune că în interiorul ei sau sub talpa zidurilor, bănuindu-se că domnitorul Constantin Brâncoveanu, considerat de turci prințul aurului din Carpați, ar fi ascuns o comoară foarte consistentă. În anul 1703, Constantin Brâncoveanu a fost informat că o grupare condusă de Alexandru Mavro Cordat complota împotriva sa, iar refuzul domnului de a plăti un muftiu de 50 de pungi de bani a agravat situația. În aprilie, Constantin a fost invitat la Adrianopol de o solie condusă de Cuciuc pentru a săruta poarta împărătească. Plecarea a fost amânată pentru că domnul a contactat o boală aspră numită erizipel, care se manifesta prin umflături la nivelul capului, obrajilor și a gâtului. În mai, domnitorul a scăpat de boală și a reușit să părăsească orașul București, după ce a fost convins de rudele sale să nu aleagă calea exilului, potrivit scrierilor lui Ion Neculce. Odată ajuns la Adrianopol, a fost anunțat de către vizir că va crește haraciul de la 280 de pungi la 520, o veste care l-a întristat pe voievod. Cu acești bani, Brâncoveanu și-a recâștigat domnia în țara românească pe viață, sperând să asigure succesiunea la tron a fiilor săi și să înlăture o eventuală revendicare a Cantacuzinilor. Conflictul cu familia Cantacuzino, în iunie 1707, Mihai Cantacuzino a fost înlăturat din funcția de mare spătar,
iar Constantin a fost rechemat la Constantinopol. Rușii s-au ocupat de Mihai Cantacuzino să fie repus în funcție, iar Constantin s-a opus cu vehemență. Țarul Petru s-a adresat lui Brâncoveanu pentru ca Mihai Cantacuzino să fie repus în funcție, însă a fost refuzat. Iar din cauza gestului făcut de țarul Petru, relația dintre Brâncoveanu și unchii săi a avut de suferit. Implicarea lui Ștefan în mazilirea lui Brâncoveanu este evidentă. Există o corespondență în lunile următoare cu Patriarhul de Ierusalim, Hrisan Notara, al lui Brâncoveanu, din care vedem că Părintele Patriarh încerca să-l salveze pe Constantin și îi spunea domnitorului că este sfătuit de Cantacuzini să încheie această discuție cu ei, să nu-i mai supere pe această temă. După mazilirea sa în anul 1714, pe 4 aprilie, Constantin Brâncoveanu a fost dus la Istanbul și închis la Edicule, în închisoarea celor 7 turnuri, împreună cu familia sa. El a fost acuzat de relații ascunse cu dușmanii porții otomane. Toate bunurile familiei Brâncoveanu au fost confiscate. La acea dată îl primise la București pe trimisul sultanului, Mustafa Aga. Primit în divan, acesta îi pune pe umăr domnitorului român năframa neagră de mătase. Niciun boier nu a schițat niciun gest, fiind amenințați cu năvălirea tătarilor. Până la graniță l-au condus o mână de boieri. Concomitent, la Constantinopol, a fost arestată Bălașa, fica lui Brâncoveanu, care se pregătea să o aducă în țară pe logodnica lui Radu Brâncoveanu, Maria, fica lui Antioh Cantemir. Pseudomuste descrie jalea bucureștenilor, iar când ieșea din București tot norodul, cu micul mare lăcrima și plângea după acel domn ca după un tată, fiind mare bișug în țara lor, în 27 de ani, ce au domnit el. Plină era acea țară de oameni, cu hrană și agonisită, precum se pomenește că au fost și la noi în zilele lui Vasile Vodă. Călătoria a durat circa 3 săptămâni, dar în pofida speranței sale, fostul domn nu a fost închis într-unul din palatele sale, ci în închisoarea Edicule, cele 7 turnuri, într-un loc întunecos. Despre torturarea lor pentru a-și declara averea, scrie Gazeta de France în numerele din mai-august 1714, dar și Le Mercure Galant din Paris, precum și jurnalul menționat de la Verdun. A fost dezbrăcat de hainele domnești cu care plecase din București. Doamna Marica, o noră și doi nepoți au fost închiși într-un loc mai înalt și mai luminos. Aici au fost închiși mulți domnitori de-a lungul timpului, printre care amintim pe Mihail Cantacuzen, ginerele doamnei Chiașna, Petru Cercel, Vasile Lupru, despre al cărui chin îl descrie Neculce, Mihai Racoviță, stolnicul Constantin Cantacuzino, ucis în prizonierat. Aici e locul cu cele mai cumplite tragedii. În altă închisoare, dar tot la Constantinopol, era închisă și domnița Bălașa, la fel chinuită, dorindu-se a se afla bunurile familiei. La început, această locație, mică cetate, a fost folosită pentru turnarea armelor. Mai apoi a fost transformată în închisoare pentru persoane cu diferite ranguri. Forma acestei închisori este una circulară. Despre întemnițarea domnului, despre torturarea lui și a copiilor săi, despre refuzul de a schimba religia pentru a salva viața și despre moartea lor, vorbesc multe surse ale evenimentului venite de la ambasadorii francezi, olandezi, venețieni la Constantinopol, din scrierile călătorilor străini din capitala Imperiului Otoman din acea vreme sau din cronicele românești. Astfel, Le Journal Historique de Verdun, în august 1714, nota că membrii familiei au fost întemnițați separat pentru a nu putea comunica între ei. Acest prinț și copiii săi au fost întemnițați în castelul celor 7 turnuri. Au fost separați astfel încât să nu poată nici să vadă, nici să audă, nici să comunice prin scrisori, nici între ei, nici cu alții, în interiorul său. Raportul publicației olandeze Collier din 10 mai 1714 aducea noi clarificări. Zi și noapte, domnitorul este așezat într-o cameră întunecată în adâncul feței pământului, iar soția sa, care trebuia să-i dea judele, se află într-o cameră de sus, bine păzită. Informație confirmată mai târziu, la 15 mai, în același an. L-au adus pe acest prinț fără Dumnezeu și pe fiii săi, precum și pe trei boieri de frunte, într-o groapă adâncă de pământ, unde, în lipsă de lumină, nu pot arde lumânări, nici candele, despărțit de soția sa, în afara închisorii.
Timp de 3 luni, membrii familiei Brâncoveanu au fost întemnițați și chinuiți de către turci cu scopul de a afla unde își ținea Constantin averea. Potrivit datelor istorice, Brâncoveanu a fost întins pe o roată și i s-a pus un cer de fier întins la cap, tăiat la mâini și la picioare și a fost ars cu fierul pe piept. Locul unde stăteau era unul cu mult curent, datorită ferestrelor și a tavanului înalt, un mod de torturare în acea închisoare. După lunile de chin, Brâncoveanu și fiii săi au fost eliberați din închisoare și au fost mutați în palatul din Constantinopol pe 14 august. Acolo i s-a transmis domnitorului că dacă mărturisește unde sunt puse pungile cu galben, vor fi eliberați. Însă domnul țării l-a blestemat pe sultan, fiind sătul de toate aceste chinuri la care au fost supuși el și membrii familiei. Pe data de 15 august 1714, pe când Brâncoveanu împlinea 60 de ani, a fost executat împreună cu cei 4 fii ai săi. Unul dintre motivele pentru care s-a decis executarea lui Brâncoveanu a fost că acesta corespundea în secret cu Austria, Moscova, Polonia și Veneția și le oferea informații despre turci, decumpărarea de moșii și construirea unor palate în străinătate, adică în Transilvania, de depunerea de bani în băncile din Viena și Veneția, precum și de baterea de monedă purtând chipul său, pentru că locuia la Târgoviște timp de 6-7 luni pe an, aducând astfel pagube Bucureștilor sau pentru sărăcirea țării în dauna îmbogățirii sale. Pentru a-i se cruța viața, i s-au cerut 20.000 de pungi de aur, aproximativ 11 milioane de galbeni, o sumă imposibilă chiar și pentru beiul de aur, cum era poreclit Brâncoveanu la Istanbul. Pe 15 august 1714, când creștinii pomeneau adormirea Maicii Domnului, chiar în ziua în care voievodul împlinea 60 de ani, a fost adus împreună cu ceilalți prizonieri la Ialicosu, pavilionul mării. Au fost obligați să meargă pe jos prin oraș până la locul de execuție. Aceștia erau desculți și îmbrăcați doar în cămăși. La eveniment au fost invitați să asiste și ambasadori din Europa creștină. Li s-a cerut să renunțe la credința ortodoxă strămoșească, pentru a fi grațiați, dar voievodul și-a încurajat fiii să fie statornici în credință, fiind singurul bun ce le-a mai rămas. Del Chiaro însemna cuvintele lui Brâncoveanu: fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce am avut în această lume, cel puțin să ne salvăm sufletele noastre și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. Înfuriat, sultanul Ahmed al III-lea a poruncit să fie tăiată mai întâi capetele celor 4 copii ai voievodului, apoi cel al sfetnicului Ianache, crezând că astfel îi va înfrânge credința. Sultanul, împreună cu familia, stătea într-un chioșc, un fel de foișor, cu întreaga familie și a privit decapitarea. Acest foișor a existat până în secolul XIX. Din sângele nostru n-a fost nimeni care să-și piardă credința, iar fi spus voievodul Brâncoveanu mezinului de 12 ani, ucis ultimul chiar sub ochii părintelui. Brâncoveanu, îndurerat, și-a făcut semnul Sfintei Cruci spunând: Doamne, fie voia Ta! Și-a întins singur capul său călăului. Chinul și drama din acea zi întunecată nu a durat decât un sfert de oră. Cea mai mare frică nu a fost moartea, ci apostazia, ne spune Andrei Pipidi. Teama părintelui de a-și renega credința nu putea accepta așa ceva. Teama era justificată după citirea textelor bizantine. Își amintea de un precedent, de sacrificiul macabeilor. Locul execuției a fost amenajat exact unde este acum gara Orient Expressului. Execuția publică a fost cea mai oribilă din epocă. Ianache Văcărescu se spune că ar fi fost de fapt soțul unei rude a doamnei Marica. Cu toate că Europa ieșise din epoca medievală, s-a aplicat această pedeapsă cruntă în curtea palatului Topkapı, lângă poarta medie, unde putem vedea astăzi așa zisa fântână a călăului. Cele 6 trupuri decapitate au fost aruncate în apele Bosforului, iar capetele purtate pe ulițele cetății, unde au stat 3 zile la poarta seraiului. După execuție, capetele au fost purtate în vârf de suliță prin oraș, în timp ce corpurile au fost aruncate în mare. Ulterior, trupul său a fost pescuit de către greci și îngropat în insula Halki, în biserica mănăstirii Maicii Domnului. Domnitorul român ajutase foarte mult comunitatea de aici și mănăstirea mai ales din această insulă. Del Chiaro spune:
După tragedie, sultanul s-a îndepărtat, iar capetele celor uciși au fost purtate prin oraș pe toiag. Era multă lume în jurul acestor cadavre, iar marele vizionar, temându-se de o revoltă, căci turcii înșiși erau îngroziți de o asemenea nedreptate, au ordonat aruncarea cadavrelor în mare, de unde, pe ascuns, au fost pescuite de câțiva creștini și îngropate într-un adânc, într-o mănăstire numită Halki, nu departe de Constantinopol. Mărturia ambasadorului polonez Golț la Constantinopol. Trupurile lor au fost aruncate în mod constant spre mulțimea de dimineață până seară, apoi împrăștiate în apele pontului Euxin. Istoria nu a mai avut niciodată un asemenea măcel sângeros și întreaga lume este încă îngrozită de faptul că l-a văzut pe acest biet prinț, după ce și-a petrecut cea mai mare parte a zilei în bogăție și gloria lumii, dând, în cele din urmă, duhul sub tăișul sabiei, înnotând în sângele întregii sale familii. Soția lui Brâncoveanu, doamna Marica, a rămas întemnițată în Constantinopol. După câteva luni de chin și durere, Marica a reușit să-și răscumpere libertatea. În cele din urmă a fost lăsată să se întoarcă acasă după ce a stat în exil în Caucaz până în 1716. În 1716, în noiembrie, domnia lui Mavro Cordat, care a fost arestat, s-a prăbușit, țara aflându-se iar între luptele popoarelor mari. A urmat fratele lui Mavro Cordat, Ioan Vodă, care a pus condiție la poartă să fie restabiliți brâncovenii cu tot neamul în moșii, în stăpânirile lor și în statutul lor. Între 1716 și 1719, el a restabilit situația și continuitatea brâncovenilor. În 1720, văduva Marica a adus în țară osemintele soțului său și l-a înmormântat la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, una dintre ctitoriile sale, într-un loc secret. Doamna a adus într-o năframă osemintele domnitorului pentru a-i fi depuse în această biserică. Însă în Turcia domnea acela sultan care l-a condamnat la moarte pe Brâncoveanu, așa că pe mormânt nu a fost trecut niciun nume. Aproape 200 de ani nu s-a știut de mormânt, deoarece a fost lăsat fără inscripție, de teama otomanilor. Despre acest mormânt s-a aflat în urma descifrării inscripției de pe candela de argint de deasupra criptei, fericitului domn Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod. Inscripția de pe candelă a fost descoperită abia în 1914. Ea spunea că această candelă ce s-a dat la Sveti Gheorghi cel Nou luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod. Locul unde ar fi dorit domnitorul să fie îngropat era la mănăstirea de la Hurezi, o capodoperă în stil brâncovenesc care are hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Descendența domnului a fost asigurată de copiii fiicelor sale și a lui Constantin II. La mijlocul secolului al XIX-lea putând fi numărați peste 200 de urmași direcți în viață. Dintre cei patru fii care au fost toți uciși împreună cu domnul la Constantinopol, doar Constantin al II-lea avea la rândul său un fiu, Constantin al III-lea, și care a fost cruțat de turci, iar astfel a fost asigurată descendența brâncovenilor din bărbat în bărbat până la 1832. Iar Ștefan avea o fată, Maria, Măriuța sau Marica. Maria a murit fără copii, în schimb. Dintre fiii lui Constantin Brâncoveanu, cei doi mai mici nu au fost căsătoriți. Ceilalți doi au avut câte un copil, Beizadeaua Constantin, un băiat numit tot Constantin, viitor Ban, iar Ștefan o fată căsătorită Alexeanu, care nu a avut urmași. Dintre cele șapte fiice ale lui Brâncoveanu a trăit moartea a doua. Nepoții care s-au născut din căsniciile celorlalte fiice nu au purtat numele de Brâncoveanu. Constantin Brâncoveanu a fost un domn credincios care a sprijinit prin vorbe și prin fapte creștinismul, iar prin moartea lui, cu adevărat mucenicească, a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire și de jertfă pentru țara sa și pentru credința creștină. Moartea lor a impresionat profund pe contemporani, chiar și pe necreștini. Se lupta pentru supremație prin cucerirea de noi teritorii și impunerea propriei religii. Țara românească era ortodoxă și, deși sub stăpânire turcă, nu fusese islamizată. Habsburgii impuneau trecerea la catolicism în teritoriile cucerite. Strictul, severul și fanaticul apărător al ortodoxiei, cum îl numea Nicolae Iorga, a căutat să formeze un front anti-otoman al celor trei țări române pe baza unor înțelegeri cu domnii Moldovei și principii transilvaneni.
Cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la martiriul din Constantinopol, Biserica Ortodoxă Română a plasat rămășițele Domnului într-o raclă. Personalitatea de excepție a Marelui Domn, martirul său i-a impresionat nu numai pe contemporani. Posteritatea l-a cinstit dedicându-i opere de artă, opere literare sau dramatice. Pentru jertfa sa pe altarul credinței, Constantin Brâncoveanu a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română, care îl prăznuiește la 16 august. Domnia lungă și prosperă, dar și legăturile cu celelalte țări europene i-au adus faima printre găștile secrete oculte de mason. Brâncoveanu, primul mason român, titrau ziarele naționale în 2007, citând o expunere a marelui maestru al Marii Loje Naționale a României. După o scurtă slujbă de pomenire a masonilor decedați în ultimele secole, oficiată la Troița din incinta templului istoric masonic de pe strada Gramont, numărul 3, Viorel Danacu, marele maestru al Marii Logi Naționale a României, a citit invitaților studiul făcut de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris-București, conform căruia primul mason român a fost domnitorul Constantin Brâncoveanu. Într-un material redactat pe pagina de internet a mănăstirii Petru Vodă se arată însă că domnitorul nu a fost mason. Lupta Sfântului Mucenic Constantin Brâncoveanu pentru puritatea vieții creștine și a ortodoxiei, prin tipărirea a zeci de cărți bisericești, de la Sfintele Scripturi până la cele mai simple cărți de învățătură, prin întemeierea de școli ortodoxe unde se învăța pe textele apostolice și patristice, prin susținerea unei puternici campanii antipapistașe și anticalvine luterane în întregul răsărit ortodox, prin ctitorirea de mănăstiri și biserici în tot spațiul ortodox, prin întemeierea ultimului curent artistic ortodox românesc, numit artă brâncovenească de atunci până astăzi, ar fi fost suficiente pentru orice om cu bun simț pentru a înțelege că Sfântul Mucenic Constantin Brâncoveanu era un suflet foarte fierbinte pentru Hristos și Biserică. Apostazia, gnostică, masonică, musulmană sau de orice fel ar fi fost, îi era cu totul străină, așa cum a și dovedit cu propria sa viață jertfită pentru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. După cum scria Iorga în 1914, osândit să nu facă politica armelor, el a făcut marea politică a culturii, cea mai mare. Chiar și după despărțirea de Cantacuzini, liniile politicii externe a lui Brâncoveanu au rămas aceleași. În perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, cultura românească a cunoscut o perioadă de înflorire, voievodul fiind un fervent sprijinitor al culturii. În cei 26 de ani de domnie, Brâncoveanu s-a dovedit un gospodar desăvârșit și bun administrator al avuțiilor țării, instaurând o epocă de prosperitate și de pace. S-a înconjurat de personalități de cultură din țară și străinătate, susținând financiar și diplomatic pregătirea tinerei generații de cadre în școlile europene. Pe lângă monografia și conferințele tipărite în 1914, Nicolae Iorga i-a dedicat Domnului în anul împlinirii a două secole de la moarte o dramă în 5 acte intitulată Constantin Brâncoveanu. Martirul constantinopolitan a fost fixat în mai multe specii literare, baladă, colind, dramă folclorică, balada culeasă de Vasile Alexandrie în secolul al XIX-lea. Poporul român i-a gelit pe domnitori și pe copii în cântece și balade. Mitropolitul Calinic al Heracleei, ulterior patriarh al Constantinopolului, a alcătuit canonul domnului Valahiei, Constantin Brâncoveanu, viteji biruitori al lui Hristos și inimoși mucenici. Neculce scria, după multă trecere de vreme, de pe poziția lui de boier frustrat, de patrie și de avere de atâția ani, în urma exilului alături de Dimitrie Cantemir. Gândul său era nestrămutat că numai cu ajutor moscovit Moldova ar fi putut fi mântuită de păgâni și sperase mult că sprijinul material oferit de Brâncoveanu va salva situația critică în care se găsea țarul Petru I, venit la Stănilești cu armatele sale împotriva turcilor. De aceea nu-i poate ierta domnului Muntean lipsa de cooperare în acele împrejurări. El cugeta doar la binele propriu, nu ținea seamă că Brâncoveanu a dovedit chipzuință în atitudinea lui, rezervată și prudentă, încercând din răzputeri să nu-și expună țara la nimicire prin robirea ei de către turci și tătari.
Răzvan Teodorescu ne spune că Brâncoveanu este românul admirabil prin însușirile lui. A fost un ambițios, un munificent, a iubit oportunismele politice, a fost fabulos în măreția sa de urmaș al bazileilor bizantini. Drama lui s-a datorat unei virtuți a românilor, trădarea. Trădat de mari cărturari, românii și-au păstrat statutul, existența domniei și a bisericii. Noi nu am fost pașalâc, a rămas ideea de suveranitate. Brâncovenii au devenit un punct de pelerinaj. Constantin Brâncoveanu este omul de lângă noi, românul nostru, încheia acesta. O sabia domnitorului de tip oriental este la Muzeul București și o medalie bătută în 1713 cu prilejul împlinirea 25 de ani de domnie. Mânerul este acoperit cu pietre prețioase în formă de cruce, cu o singură parte tăioasă. Pe sabie se găsește o inscripție legată de divinitate. Avea pe ea pe Maica Domnului cu pruncul în brațe, icoană ce era stema Bucureștiului la vremea respectivă. Toate inscripțiile sunt bătute în aur.